O cisternă plină cu 40 de tone de acid sulfuric s-a răsturnat și a luat foc pe DN1 în zona municipiului Câmpina, după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit un parapet. În urma impactului, flăcări puternice au cuprins întregul vehicul. A acroșat un separator de sens, a trecut pe cealaltă parte și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Flăcările au cuprins întregul vehicul, însă, din fericire, nu au existat scurgeri ale încărcăturii de acid sulfuric, fapt ce putea pune în pericol atât echipele de intervenție, cât și populația din zonă, potrivit Mediafax. În traiectoria ei, autocisterna a rupt o conductă de gaz, iar un echipaj care măsoară emanațiile de gaze din cadrul unității speciale de la Ciolpani s-a deplasat în zonă. 8 autospeciale de lucru cu apă, 2 echipaje de descarcerare, o ambulanță SMURD și una a serviciului de ambulanță județean Prahova s-au deplasat la locul accidentului. Pentru punerea în siguranță a zonei, traficul a fost întrerupt pe drumul național 1, pe ambele sensuri de mers, iar circulația a fost deviată prin Câmpina. Din nefericire, șoferul autocisternei a fost prins sub aceasta și a fost găsit mort.